Vaselina este o gelatină obținută prin rafinarea petrolului. Și după cum v-am povestit despre ruj, ce este rujul, cum este creat și câte feluri de ruj există, dacă vrei să vezi video, să-l las undeva aici, la info, vreau să vă povestesc în această seară despre mascara, despre rimel. Bine v-ați reîntors, rozici, pe canalul meu, în seara asta o să discutăm despre ce este mascara, când a fost inventată, cum se folosește și ce conține. Dacă ești curioasă, rămâi și vezi acest video. Primul mascara a fost inventat în 1913 și conținea vaselină și praf de carbon. Inventat de către T.L. Williams pentru sora lui Mabel și de acolo și brandul Maybelline. Primul mascara era solid și veneau folosite periuțe, mai întâi umezite și trecute peste acest produs solid. Mai mult sau mai puțin semănau cu niște săpunele, iar după veneau aplicate pe gene. Iar mascara clasic, cum l-am putea defini clasic, în acest fel în tubuleți cu pensuliță, a fost creat de către Helena Rubinstein în 1957. Cum vine aplicat mascara? Mai întâi pe genele superioare și apoi pe cele inferioare, cu o mișcare de zigzag, să spunem, pe toate genele, de la rădăcină până la vârfuri. Aplicarea rimelului doar pe partea de sus a genelor, adică doar pe pleoapa mobilă, pe partea superioară a ochiului, va face ochiul să apară mai profund, mai grațios, și dacă veți aplica și pe partea inferioară, adică pe partea de jos, atunci va face efectul de ochi mai mari. Mascara, adică rimelul, este un produs cosmetic pe bază de vaselină. Cel puțin așa a fost creat la început. Vaselina mai are numele de petrolat și gel de petrol. Mascara este un must-have pentru toate cele dintre voi care vă place să vă aranjați un pic, să vă machiați un pic. Și în momentul de față le găsiți în variate culori. Dacă la început a fost creat doar în negru, acum le găsiți de la maro, albastru, albastru închis și așa mai departe, până la culori foarte excentrice, adică culori neon, cum ar fi oranj, verde, blu turcoaz și așa mai departe. În momentul de față găsiți rimele pentru volumul genelor, pentru arcuire și pentru alungire. Multe rimeluri în ziua de astăzi sunt îmbogățite cu vitamine. Mascara poate cauza atât iritații, alergii. Pericolul cel mai mare de a aplica mascara ar fi cel de a vă zgâria bulbul ocular cu pensulița, deci mare atenție la aplicarea mascarei. Pensula schimbă foarte mult efectul aplicării mascarei. Deci mascara ar avea mai mult sau mai puțin cam aceeași formulă. Ce le face să fie speciale între ele și de ce vă place una mai mult decât cealaltă? Adică de ce ați prefera una în loc de cealaltă? Diferența între aceste mascare, în primul rând, o face pensulița, periuța. Și am aici câteva care le-am păstrat. De ce le-am păstrat? Pentru că mi-a plăcut efectul care îl puteam avea cu aceste pensulițe și poate data viitoare le voi folosi cu alte mascara. Și vreau să încep cu cea clasică, cea făcută din păr, care o știe cam toată lumea, din păr sintetic. Și apoi au fost inventate cele mai mari pentru mai mult volum, care separă și dă volum în același timp. Bineînțeles, nu doar din păr sintetic, dar au fost inventate și cele cu pensuliță de silicon. Am aici o mică colecție cu forme diverse. Ok, vreau să vă spun mai întâi cea de la Sisley, care pare că este un piapton foarte fin, separă foarte bine fiecare geană și este foarte precisă. Mascara cea mai iubită de toată lumea în ultima vreme, cel puțin în ultimii 3-5 ani, cea de la Benefit, The Real. Și după cum vedeți, are vârful divers, deci puteți ajunge în colțurile cele mai greu de ajuns. Acesta este dintr-un tester, dintr-un campion de la Guerlain și, după cum vedeți, arată destul de bine. Are vârful mai bogat, deci, din nou, pentru genele inferioare din partea de jos este extraordinar de ok. Clinique a creat ceva deosebit. Această pensuliță de silicon este un pic elastică, nu este rigidă cum celelalte v-am arătat până în momentul de față. Și acesta a fost un mascara hipoalergic. Acest mascara făcea un volum natural genelor și mai puțin dramatic. Și iată o pensulă care am vrut să vă arăt neapărat. Este o pensulă de silicon, toată lumea a văzut această pensulă, nimic special, dar această pensulă are dublu utiliz, adică poate fi utilizată atât largă cât și
încrețită, adică se micșorează. Ok, micșorându-se o să descălcească mai bine genele și o să le separe una câte una, iar deschizând în acest fel și rămânând spațiul mai larg între perișor, va oferi volum. Bineînțeles, mascara waterproof, mascara rezistentă la apă, este foarte bună pentru cei care le place să meargă la nori, dar problema este în felul următor, că se lipește prea mult de gene și este riscul că atunci când veți încerca să vă demacheți, să pierdeți câteva gene, pentru că se lipește atât de bine încât este foarte dificil de dat jos. Și mascara cu fibre pentru alungire. Ok, dacă toate aceste pensule sunt marea majoritate mai mult pentru separare și pentru a da un pic de volum genelor, vreau să vă arăt și un mascara care va da lungime genelor de la Bella Oggi HD și are fibre sintetice în interiorul mascarei. Deci mici bucățele de păr de fibre sintetice care se lipesc pe gene și în acest fel o să dea acel efect de gene mai lungi. Nu prea îl folosesc pentru că mi s-a întâmplat de câteva ori ca acele fibre să mi ajungă foarte aproape de ochi și să mă irite. Dar folosit doar pe lungime, pe vârfurile genelor, are un efect extraordinar. Și astăzi am folosit două rimeluri. Am aplicat mai întâi baza de la L'Oreal Lash Paradise și de la Max Factor False Lash Effect Bold Volume Up to 24 Hours. Ok, este o mascară deosebit de bun, este foarte long lasting, foarte rezistent, dar nu este waterproof, adică nu este rezistent la apă. Este un mascara extraordinar și am ajuns la acest efect, mai întâi aplicând cel de la L'Oreal, mascara super, îmi place extraordinar cum separă genele, pensulița este din păr sintetic, super, deci pentru separarea genelor, este extraordinar, îmi place. Și cel de la Max Factor, am vrut să-l folosesc după, are pensulița de silicon și l-am folosit peste pentru că are o culoare mai intensă, un pic glossy. Mascara vine aplicată în mai multe straturi pentru un efect mai voluminos. Puteți folosi până la 3 straturi de mascara pentru a ajunge la efectul dorit. În afară de tuburile mini size de mascara care le-am avut, deci nu le pot considera tubulețele cele mai mici ca și gramaj, mascara a conținut mai mult sau mai puțin, minimul într-un tub a fost de 6,5 grame. Cel mai mare tub de mascara care l-am avut a fost în jur de 15,5 grame. Mascara de firmă, adică de branduri care sunt un picuț mai scumpe, aș putea să le chem chiar luxury, au și o fragranță în ele, deci miroase mai bine, să spunem. Dau un exemplu, cel de la Lancôme și cel de la Sisley aveau un miros a trandafir, a ceva flori. O să las aici și colecția mea de rimel, dacă vrei să vezi cam câte rimeluri, cam ce rimeluri am și ce părere am despre ele. Bineînțeles, între timp am mai luat ceva, am mai aruncat dintre ele pentru că le-am terminat. Rimelul, ca și rujul, este un must have. Dacă vrei să ai ochi de căprioară foarte senzual și foarte atrăgător și, bineînțeles, dacă ai genele blonde, o să ai nevoie de un rimel. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, nu uita să te abonezi dacă ești nou pe canal, dă un like la acest video, trimite acest video la prietena ta care știi că folosește rimel, dă o privire în descriere și vezi celelalte social media, Facebook, Instagram și așa mai departe, grupuri, dacă vrei să faci parte din ceva grupuri, am grup special pentru make-up și grup special pentru unghii și păr și lasă un comentariu cu rimelul tău preferat, marcă și culoare. Sper că ți-a fost de ajutor și ți-a fost de folos aceste informații. Ne vedem data viitoare.